Urmează FCSB-ul. Cum vezi partida cu FCSB-ul, liderul campionatului? Un moment greu. FCSB e cea mai tare echipă ofensivă din România. Uh-huh. O să trebuie să muncim mult, să stăm uniți, să ne pregătim bine tactic și fizic și să fim și pregătiți mental, să știm că nu să fie un meci ușor, că sunt pe primul loc, joacă bine, la fiecare meci au multe ocazii de gol și noi trebuie să încercăm să le blocăm cât mai mult. Da, bine, o să jucați cu stadionul arhiplin din ce înțeleg, nu Vivi? Da. Va fi arhiplin stadionul. Dar la asta mă aștept. Da, puteți să-i bateți? Cum simți grupul acum? Da, Mariane, da. Normal că vreau să zic că da, dar la fotbal niciodată nu știi. Ca să e fotbal, tu nu poți... Toată lumea merge la un meci, ca fotbalist, ok, merge și-i batem, dar când începe meciul nu știi. Poți să-i bați la ultima fază. Bun, dar cum simți grupul, vibe-ul, cum simți echipa? E, puteți să-i bateți? Adică există... Putem să-i batem în momentul potrivit. Suntem bine, suntem unul pentru altul, avem încredere în noi, am început să jucăm fotbal. Ieri am jucat fotbal, echipa a jucat fotbal. Am avut un plan și am mers cu planul până la capăt. Jucătorii au încredere, vreau să joace, vrem să arătăm suportului că putem să jucăm fotbal, nu antifotbal. Dar cel mai important este să câștigi numerul, să joci frumos. Corect, să câștigi respectul, cred că asta e cel mai important lucru. Știi? Corect, să dați suflet pe teren. Da.